Am 5 minute alucinate. Salut băieți, nu vă spărați, mergeți cu baltacul la pescuit? Da mă, plouă, ăsta-i norocul cu baltacul. Păi de-aia vă întreb că plouă, înseamnă că mergeți cu baltacul la pescuit. E clară treaba. Practic, ia. Practic s-a făcut aici topenița deja, le-a amestecat. Hai, acoperă ce poți. Și vezi să nu-ți ia vântul, vezi că se întinde. De unde, de ce dracu s-o prind? Bă, pui ce se poate uda, pui deasupra. Adică gen cort, gen lansete, toate da, să da. Se usucă și umbrelă. Toate. Umbrelă, așa. Cred că ăla ar fi mult mai. Cred că și cortul ăsta se poate poți pune deasupra. Poți să pui ceva greu că ți-e frică să-l pui pe ăla? Grătarul? Nu, nu, ăla, cea 1, mi se pare că ține perfect. Grătarul cea 1, da. Păi poți să-l pun peste aici, peste da, cort. Da, da, și ține bine, are greutate și de-aia ține bine. E bine, m-am început cu dreptul, mă, băieți, mă. Bine ați venit în Delta, mă. Plecăm spre o nouă aventură pe ploaie, așa cum v-am obișnuit. La butoane, bineînțeles, Neanelu. Încă o dată vă invit să-i trageți o vizită. A terminat și pensiunea. Totul e nota 100 la Neanelu. Ca de obicei, o să vă las numărul lui pe ecran. Și ce să zic, haideți într-o nouă aventură. Robert, ești pregătit? Da. Hai să-i dăm bătaie pe ploaie, vedem ce ne așteaptă. Alegerea locului va rămâne cea mai importantă, dar până atunci hai să ne bucurăm împreună de drum. Oameni buni, iată din barcă locul unde am filmat cele 10 zile pe Sfântul Gheorghe. Poate mai țineți minte cioata asta singuratică din apă. Trecem din nou pe lângă acest loc magnific care ne-a făcut o partidă extraordinară. Chiar aici dădea Ionuț, mult mai în față, a dat și o video când a venit. Foarte, foarte frumos. Extraordinar de frumos. Da, de data asta apa este de o culoare incredibilă, n-are niciun rost să rămânem aici. E posibil să fie plin de pești în cioată, dar apa asta nu cred că îl face să se hrănească, așa că îi dăm bătaie pe canal. Acum intrăm pe canalul unde cred că vom poposi cele 4-5 zile. Apa arată excelent, de 10 ori mai bine decât pe Sfântul. Și nu mai rămâne decât iscusința pescarilor. Hai să vedem cum arată și locul. A crescut foarte mult vegetația, acesta ar fi primul loc unde trebuie să verificăm puțin dacă apa e și pe mal, dacă e locul statut. Te dai tu jos sau mă dau eu? Mă dau eu, că mă știu. Hai. Stai așa să nu facem boacăne. Lăsăm totul din buzunare când circulăm pe barcă. Și mă duc să văd malul un pic. Va trebui un pic tăiat, muncit, dar... Ăsta e locul sau doar fac pipi, băieții? Ăsta e unul din ele. Caz de Cătăline, e echilibristică. Nu pot să calc Neanelul. E departe rău apa. Lasă că mai căutăm dacă nu-l știm pe ăsta. Nu? Putem să mergem și la următorul și ne întoarcem aici dacă și ăla e la fel. Ca să nu mai stau să... Deci, că e un pic și de vegetație pe mal, e un pic complicat, văd. Aia ți-am zis, vezi? Se întinde mult vegetația. Da, cu să cam întinde vegetația, greu să scoți lanseta.
Ne întoarcem la primul și singurul loc pe care l-am văzut, pentru că cota e ridicată, canalul e destul de crescut și efectiv malurile sunt pline de apă sau de stuf crescut. Plecăm și de aici, dacă mai putem. Hai că a smuls-o. A smuls-o ușor, era ușor. Pe rădăcină, era pe o rădăcină, da. Nu, nu se poate pescui nici aici, e singurul loc. Dar foarte mult brădiș jos în buza malului. Plus, pescuim de sub sălcii și nu se poate lansa. Of, da. Cât e ceasul, Alex? 10. E 10? S-a făcut 10? E bine. Cred că ajungem înapoi pe zona Iacub. Nu avem efectiv unde din cauza cotelor. Căutări și aventuri cu Baltacu! Neanelu, mulțumim mult de tot pentru răbdare. Deci, oameni buni, ne-a fățit Neanelu, ne-a dus față, spate, stânga, dreapta, ne-a dus de 3 ori în același loc până ne-am hotărât să vedem, să revedem. Da, suntem de 3 ore jumate pe barcă. Mulțumim mult de tot pentru răbdare, Neanelu. Întotdeauna ai fost un domn. Pleacă acum, am rămas pe mal cu băieții și da, pe Iacub. Nu plănuiam Iacubul, suntem fix la intrare, locurile sunt libere, spre deosebire de alți ani când am mai fost și eu. Și am acum practic pescuiesc tot pe un loc nou, chiar dacă zona e aceeași. Un loc nou, loc de desfășurare, loc de tabără, dar din păcate avem informații, avem informații de acum o săptămână, o săptămână jumate că se pune iarbă pe fire și că, nu știu, 1-2 ciortani în câteva zile și l-am evitat, dar efectiv nu aveam unde să ne mai așezăm decât să ne întoarcem pe apa tulbure. Deci, în locul nostru, ce ați fi ales? Pe bune. Deci, în locul nostru, nu știu, apa tulbure sau o zonă despre care ai informații că nu prea era indicată. Da, e foarte greu și puteți să ne lăsați un comentariu. Încă nu știm ce am fi ales, să vedem acum dacă am ales bine. Da, bineînțeles că lucrurile se schimbă, da, și putem să avem puțin noroc. Apa se schimbă, pescarii se schimbă, mai contează și asta, vom vedea ce va fi. Și nu putem spune că n-am muncit, că vorba aia, eu am rămas în mijlocul Dunării fără benzină de când da, am luat. Da, am vrut să zic că e pana lui Robert, cum e ce, nu, ne vom face treaba, vom de obicei munca ție răsplătită, vom trage tare de noi, suntem mai buni decât anii trecuți, hai să vedem ce se întâmplă. Acum urmează partea aia cea mai nasoală, tabără, sondat, decizii, împrăștiat și așa mai departe. Are rost să mai vorbim de condiții grele. Asta e mulineta, lanseta mea. A plecat firul pur și simplu, s-a deplasat cu totul din loc montura. Și am zis, hai că trebuie să o scot, s-a întâmplat ceva clar. Iată cu ce am scos-o. Iată boilesul aici, Baltacul, bineînțeles. Montura inline. Cam cu asta am scos-o. Oare o fi iarbă pe fund? Ce ziceți? Oameni buni, am venit să schimb lansetele. Uite, filmează tu puțin spre apă, ca să se vadă peștiuțul. E un ciortar mic, cred. Am venit să schimb lansetele. Nici măcar un țac n-au făcut lansetele sărăcuțele. Și pur și simplu, în momentul în care am eliberat un pic din ele, adică le-am dat drumul una la alta, asta a plecat, a zburat dintr-o dată cu frâna. Și vreau să zic, deci cât de înțepenite erau din cauza ierbii. Sunt condiții imposibile de pescuit. Deci imposibile condițiile de pescuit. Uitați boile sunt gură. Cât a mai rămas din el, o să-l vedeți acum dacă n-a picat. Uite-l în mincioc. Da? Deci nu am avut, nu s-a sesizat trăsătura. Dă-mi mie puțin camera ca să vedeți boile su. Cât a rămas din el. Uitați. Da? Cu înțepătură cu tot, o înțepătură perfectă. Acum ziceți-mi și voi și mie, zici tu Alex. Stai că am băgat senzorul în apă. Zim și tu mie Alex. Ce cum poți să pescuiești? Deci noi nu am auzit trăsătura, am venit să le schimb și peștele era deja prins acolo, dar din cauza la prea multă iarbă, da. Și erau lansetele încurcate. De lansetele încurcate între ele, da. De la prea multă iarbă peștele nu reușește să miște și plumbul. Da. Nu știu ce soluție aș putea găsi. Da, un ciortan nici nu știu, mic, foarte mic. Asta este micuțul. O culoare neagră, neagră, frumoasă, de sălbatic. Și îi vom da zile multe să se facă mare. Ce să zic, nu știu cum să fac. Mă bucur mult de tot
că a răspuns la Boiles, n-aveam niciun dubiu că vor mânca crapii de Dunăre, Bilele Baltacu, dar să nu, nici măcar să nu se sizez trăsătura, nici măcar atât, nu înțeleg. Iar cealaltă lanțetă, dacă o vedeți cât de încordată e, e de la iarbă. Deci atât de rău stă, atât de rău stă. Hai să-i dăm, ce să mai vorbesc. Ia, pupușu, du-te, fii fericit. Peste aia. Adu-ți și tu minciocul, Robert. Nu știu dacă mai am peștele, că nu-l simt. Nu-l simți? E plin de... Uitați-vă ce scoți după trăsături. Nu știu dacă mai am peștele. Nu știu dacă mai am peștele. Aici ar fi dat o dată. Dacă e mic, nu are putere, de-abia se trage de tot. Ia, bagă un pic și tu miciocul sub ca să nu-l ridic. Mamă, e ceva? Bă, nu-l văd. Nu e, nu? Nu. Da, înseamnă că... Hai, ridică. Ia, luați de aici un copil mic, cam așa se pescuiește pe Iacub. Da? Zici că e o femeie. Deci nici nu cred că a fost trăsătură, pur și simplu... S-a mutat din loc un mare... Ah. Ce catering asta. Auzi? Ce-ar să găsești pe aici un caras? Mm-hmm. Hai, pizi, poate iese pe aici șarpele. Șarpili! Șarpili! Iată că montura e acolo. Pescuitul pare a fi imposibil. Suntem și foarte, foarte, foarte obosiți. Și cu iarba pe care ați văzut-o până acum, nu știu ce să credem. S-ar putea să stăm doar de grătare și de socializare. Așa că am ieșit cu Robert un pic la un loc interesant. O să punem sonarul pe el un pic să vedem ce se întâmplă. Măcar din parcă poate reușim să facem ceva frumos. Și ce să zic, e o seară superbă, păcat de oboseală. Mamă, ce i-am dat, o filmezi? Da. Hai să vedem dacă l-aducem. Aduci-mi un mincioc. Păi asta mă duc să... Dar n-avem decât unul mic. Haide, du-te repede, hai! Dar-l scoatem cu ăsta, că l-a luat pe ăla. Mamă, mi-a lanțeta de mână, ești nebun? Hai, lasă-l. Ce să-l las, că... Instant cum am aruncat oameni buni la Boiles, abia am aruncat-o și știu că am iarba aici în față, e foarte problematic. E clar un crab mare, mă rog. E bătăios. Cătăline, ce o să lau și aici, scobor eu puțin? Mamă, cu ăla, mă, hai mă, ce dracu. Păi l-a luat pe ăla. L-a luat pe ăla, bine. L-a luat cu barca. Hai, păpușă, ia să vedem ce ești. Ai de mine, nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Și i-am dat și frână, i-am dat tot. Nu cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Oameni buni, cu greu am ajuns în a doua zi, pentru că prima a fost de-a dreptul groaznic de lungă, cel puțin. Înainte să povestim un pic, trebuie să vă spun cu cine am venit în această partidă. Continuăm seria de pescuit cu abonații, ca să spun așa. L-am alături de mine pe Alex. Salutare, Alex.
Salutare Cătălin, salutare baltacilor. Sunt și cu Robert. Robert este pe barcă, a plecat de la prima oră. Nu mai puteam să-l aștept, trebuia să filmez și eu ceva, niște cadre, iar n-am făcut mai nimic. O să apară și el probabil mai târziu în fața camerei. Acum, repet, este pe barcă, vrea să își facă dablaua. Hai să spunem un pic. Alex e din Constanța și mereu m-a rugat când ajung în zonă. Era greu să te iau cu mine la altfel de partid, adică da. Gen pe Giurgiu, pe Oltenița, tu fiind din Constanța. Da, așa este. Și atunci când am ajuns în zona Tulcea, gașca noastră s-a stricat un pic, au amânat vreo doi băieți, au anulat ieșirea. Am rămas doar eu cu Robert și atunci, așa cum i-am promis lui Alex și cu multora v-am promis că dacă am ocazia, vă invit și vă zic. Alex, data cu tare, zim dacă poți să vii, e loc, am rămas ăștia, zim dacă poți să vii. Și exact așa s-a întâmplat. N-ai stat pe gânduri. Concediu direct, ai în Delta. Absolut. Bun. În ceea ce privește pescuitul, Alex, nu putem spune că ai mare experiență pe Dunăre. Am văzut cum pescuiești. Așa este. Pescuiești mai ca la baltă un pic. Da. Dar suntem aici să învățăm. Bineînțeles că cu toți avem de învățat de-a lungul timpului și cam asta e. Bun. Hai să trecem un pic în revistă. Suntem pe Iacub. Nu a fost o destinație dorită de noi. Efectiv, că atunci când am ajuns, ați văzut și voi că apa era extraordinar de tulbure pe brațele principale și pe bucle. Venisem cu gândul că poate prindem crap și nu am vrut să rămânem pe astfel de apă. Împreună cu Neanelu, cu Barcagiu, am venit pe niște canale legate de lacul Puiuleț, de Puiu și așa mai departe. Ne-am uitat peste tot. Din păcate, cota este încă mare. Hai să vorbim despre asta, că mi se pare foarte important. Cota este de 180, ceva în genul, 185-190 era la Tulcea. Da, în scădere maximă. În scădere, dar la cota asta, malurile de pe canal erau neabordabile. Da. Adică ori eram prea mult sub salcie și nu puteam lansa, era foarte greu. Ori pur și simplu malurile erau inundate. Nu mai are rost să vorbim că suntem după perioada de prohibiție și locurile încă n-au fost călcate, bătute. Efectiv, multă, multă vegetație și la mal, greu de scos lanseta, dar și pe mal, adică ar fi trebuit să muncim bine de tot. Vreo 6-8 ore cel puțin. Și după o extenuantă călătorie cu barca de aproximativ 4 ore, efectiv am rămas fără variante, oboseala și-a spus cuvântul, am condus toată noaptea, n-am dormit. Și când am ajuns pe Iacub, spre surprinderea noastră, era complet liber, complet gol. Și chiar dacă știam, aveam informații, așa cum vă sfătuiesc eu pe toți, să vă luați informații înainte să plecați, chiar dacă știam că Iacubul pune mari probleme din cauza brădișului și ierbii, știam informația asta de acum vreo 2 săptămâni, faptul că ne epuizasem variantele, faptul că eram deja rupți de oboseală și că am găsit locul liber, zic, haide mă să rămânem, că nu avem încotro, poate nu mai e ca acum 2 săptămâni, hai să ne încercăm norocul. Cred că ați văzut deja, că nu știu cum o să fac montajul filmului, cred că ați văzut deja cam ce iarbă se pune pe fire. Alex, în ciuda acestui fapt, am avut niște trăsături, chiar și doi pescoși, unul tu, unul eu. Da. Din păcate, ciortan mici, 800 de grame, 1 kg și a trebuit să-i eliberăm, bineînțeles. Oricum, în Delta, din păcate, iarăși, anul ăsta este catch and release. Strict catch and release și nu prea avem ce să facem. Aici, în dreapta, este juvelnicul băgat în care avem o singură plătică pentru că nu prea am stat de feeder. Ieri a fost, repet, o zi extenuantă. Deci, condițiile sunt grele, surpriză. Condițiile sunt grele, iarbă pe fire, trec foarte multe bărci. Problema asta este că trec foarte multe bărci și atunci valurile mută pâlcurile astea de iarbă și atunci ți se suie pe monturi. Nu avem ce face, nu mai plecăm de aici, ne e foarte greu să mai facem genul ăsta de efort. Am avut trăsături, boilesurile au funcționat, cea mai mare fericire de până acum asta este. Am avut și un crab mare, peste ce am văzut noi până acum la față. Azi dimineață. Da, pe care l-am adus până la mal, o să pun niște imagini cu drill-ul, tot așa, nu știu când, înainte de textul ăsta sau după textul ăsta, o să văd cum fac montajul. L-am scăpat în mal, aici cârligul din gură, probabil a fost agățat superficial, asta este, mai încercăm. Pe zi scad șansele la trăsături din cauza gălăgiei și bărcilor, dar dimineața și seara sperăm în continuare. Alex, ce să mai zicem? Suntem, iată, chiar acum trece o barcă pe lângă noi. Nici măcar nu încetinește, n-au nicio emoție, nicio... Nu mai zic nimic, adică... Și valurile astea, da, mută grav iarba aceste valuri. N-avem ce face. Bun, haideți să rămâneți până la sfârșit, că indiferent dacă prin pește sau nu, știți prea bine că voi posta. Ce se întâmplă? Avem de prezentat, au venit în sfârșit...
suporții de la Kawasaki pe care mi doream de asta iarnă. Vreau să vi arăt un pic și să vă arăt cam cât de buni sunt. Îi găsiți, bineînțeles, pe Claumar, dar o să vorbim despre asta mai mult. Vreau să vă zic despre lansetele și mulinetele pe care știți că mi le-am luat de la Cormoran. Am și lucruri bune, am și lucruri proaste de spus despre ele, așa că din nou rămâneți că trebuie să le facem un review corect, așa cum v-am obișnuit. Și ce ar mai fi de zis? Nu știu, acum poate scapă ceva. Dată fiind vegetația, o să vă arăt și montura care a funcționat cel mai bine până acum. Am încercat de toate, cu porumb, cu flotante, cu mămăligă, cu momitoare, inline și cu ledcore. Le-am încercat pe toate să văd care, cum, în ce fel. O să vă spun care a funcționat cel mai bine. Toate astea, experiența noastră ca de obicei aici. Ce să zic, Alex, sper că până acum nu înjuri. Dar nu am de ce, e o plăcere să fiu alături de tine în primul rând și experiența contează, ieșirea în natură și relaxarea până la urmă. Dacă o să ne deranjeze și ceva pești, nu ne-ar supăra. Dar eu sunt încrezător, până marți când stăm, poate vom reuși să scoatem măcar ceva. 2-3 pești dacă scoatem dimineața și seara, să reușim să-i scoatem din cauza ierbii și agățăturilor și mai departe, cred că aș putea deja numi partida de succes, ținând cont de condiții. A fost o alegere foarte, foarte grea între apa tulbure și acest canal despre care știam că nu se poate pescui. Bun, hai să-i dăm bătaie în continuare cu lucrurile, pentru că nu mai avem altceva de făcut. Nu am ce să mai zic, aștept comentariile voastre. Un lucru scurt. Țânțarii sunt ok? Sunt ok. Deci sunt seara e puzderie, dar o oră jumate. Da. Cu balistol m-am dat, a funcționat. Cu aparatul Thermacell am văzut că la Robert sub umbrelă a funcționat. Deci lucrurile astea să fiți pregătiți cu el. Dimineața nu sunt țânțari, chiar nu am prins. Da. La ora 5-6 când ne-am trezit. Ce să zic, despre cote v-am spus, apa știți cum e, că e tulbure pe așa și aici este plină de iarbă și de vegetație. Cam astea sunt condițiile, nu cred că mai e nimic de adăugat, dar voi puteți să ne lăsați întrebări în comentarii. Hai să ne mai învârtim un pic, Alex. Să mai facem treaba. Hai să facem un 2 într-un, că vroiam, așa cum am zis, vroiam să vă vorbesc un pic și despre echipament și, bineînțeles, despre montura care a avut cel mai mare succes, cel mai eficient în condițiile date. Hai să începem cu echipamentul. Încă o dată, bețele sunt excelente. Nu pot să fiu decât extraordinar de încântat de ele. Am tras de ele în iarbă, cu kilograme de iarbă, cu agățătură, cu pește, cu tot. Am avut drill cu ele, chiar dacă am pierdut peștele. Le-am simțit ca fiind extraordinare și nu pot decât să vi le recomand cu cea mai mare încredere încă o dată. Deci vorbim de Cormoran Big Cat Pro Short Range cu 100-400 de grame acțiune. Nu, vă zic sincer că pentru pescuitul de pe mal la 2.80 chiar nu am pus mâna, nu am simțit o lansetă mai potrivită pentru noi pescarii de pe mal. Atenție, da? E bineînțeles foarte bună și pentru barcă, dar eu mă refer și mai mult la stilul meu de pescuit. Deci încă o dată, numai de bine am de zis de ea, s-a comportat extraordinar, este extrem de puternic, am tras de ea cât am putut de tare, totul perfect, în drill foarte bine, mi-a semnalizat trăsăturile chiar și la peștele mic. Nu știu, cam asta este. Deci despre lansetă, numai de bine. Mulineta. Am cele 4 pitcoruri de la Cormoran și din păcate reprezintă o mică dezamăgire pentru mine. După ce le-am luat, bineînțeles, le-am luat pe baza specificațiilor tehnice, în primul rând, pe hârtie, pe baza la partea estetică, pentru că îmi plăceau foarte mult și cum arată, dar în primul rând specificațiile tehnice. Ajuns cu ele pe malul apei, vă pot spune că din 4 bucăți, de una singură sunt complet mulțumit. Da, din păcate chiar așa am nimerit acest set. Nu știu dacă voi le-ați mai cumpărat și dacă aveți același feedback pentru mine, vă rog să-mi scrieți în comentarii. La una nu merge ok frâna, merge în șuturi, cred că ați pățit cu toții și știți la ce mă refer, da? Ba merge ușor, ba se înfrânează exact cum ar trebui.
Una scoate un zgomot ciudat atunci când mulinez pe greu, dar merge perfect în rest și frâna și totul, dar scoate un zgomot ciudat când mulinez și va trebui să o trimit înapoi la garanție. Iar una face un clank, un clank când încep și mulinez, ca și cum ar avea bait runner și ar sări bait runner. Cred că știți cu toții la zgomotul la care mă refer. Dar ele nu au bait runner. Deci eu nu înțeleg ce se aude când fac așa. Din nou și aia merge foarte bine, dar eu vă spun exact ce. Deci din 3, din 4, 3 merg foarte bine, dar 2, una merge complet bine, 2 au niște zgomote diferite și ciudate, dar merg bine, și ultima chiar nu pot să fiu mulțumit de frână. Deci frâna merge în șuturi, cred că este descentrat tamburul, cum să zic, cred că asta poate să fie o cauză, sau, nu știu, cu niște probleme pe acolo, pe la șaibele, de la frână, de la strâns, chiar nu știu ce se întâmplă. Deci vreau să vă zic că am problemele astea cu ele și nu are rost să vă mint, așa cum am obișnuit aici, găsiți adevărul despre ce se întâmplă. Nu le voi arunca, o să încerc să le duc la garanție și sper din inimă că doar eu am avut ghinion și este un lot cu mici probleme. Adică nu pot să zic altceva până acum. Vă hotărâți fiecare dacă sunt pentru voi sau nu, eu am ținut să fiu sincer cu voi. Bun, acestea fiind spuse, hai să vorbim un pic de singura montură care până acum mi-a adus și trăsăturile și a funcționat și foarte bine. Așa cum vă spuneam mai devreme, am încercat și cu momitoare, am încercat și cu LED-core, da, cu plumb pierdut. Momitoarele sunt ok, nu agață, dar nu mi-au adus nicio trăsătură, nici cu mămăligă, nici cu porumb flotant. La porumb flotant am avut ciuguleli, era clar pește mic, deci am avut mici ciuguleli. La mămăligă n-am avut nimic și într-adevăr reușesc să-l scot prin brădiș, nu se agață, dar n-am avut prezentări. La LED-core nu am reușit să-l mai scot din brădiș, deci, sau dacă îl scoteam prin forță brută, trăgeam ca nebunul de lansetă și reușeam să târăsc cu totul, dar iarăși n-am avut prezentări la el și foarte greu să-l scot dacă îl scoteam, dacă nu era ruptură direct. Iar singura care a funcționat din 5 lanseuri, din 5 recuperări, de 4 ore o scot înapoi, deci e foarte bun procentajul și mai mult de atât, am avut prezentări, toate prezentările până acum la ea, adică 2 rateuri și un pește mic scos și 2 pești pierduți în drill. Unul din cauza ierbii și unul mi-a scăpat la 10 cm de mal. Bun, montura este foarte simplă, cred că o știți de pe filmul cu Călin Vișoianu, de acolo am reținut-o și am început să o folosesc și o să o explic rapid, nu stau să o mai fac, să arăt noduri și așa mai departe. O am deja făcută cap-coadă în tutorialul 3 monturi pentru pescuit la crape Dunăre, pe care orice pescar trebuie să le știe, vă rog să căutați episodul ăla și o am făcută pas cu pas. Acum doar o recapitulăm. Este un tub de protecție de 1 mm pe firul de 0,45 băgat înainte. Sper că îl vedeți că se mișcă, da? De aproximativ 20-25 de centimetri. Un plumb gripa cu tub aici anti-tangle și el de 100-120 de grame, nu contează asta, în funcție de curent, da? Băgate pe fir amândouă inline, un vârtej cu anou, sper că se vede destul de bine, un vârtej cu anou, exact cum povestea și domnul Călin, o libertate foarte mare de pe la răsucire și asta ne asigură în curent o așezare pe substrat foarte bună. Deci nu riscăm să se întâmple chestii, uite, de genul ăsta. Dar nu riscăm, n-avem cum. El având aici dublă răsucire, are libertate foarte mare și el în curent, când se rostogolește, poate să se așeze foarte bine. Blocăm vârtejul aici, e simplu, tragem de fir în sus. Acest tub de protecție ne ajută atât la parte de abraziune, pentru că în drill asta este bucata, poate un metru, care se freacă cel mai mult de posibile praguri sau cioate sau obstacole. Ne ajută acest câșva centimetri să nu se taie firul oricum și ne ajută, bineînțeles, prin rigiditatea creată, ne ajută la să nu se încurce în aruncare, da? Pentru că rămâne și el mai fix un pic. Bun, am prezentat vârtejul cu anou, mai departe sunt legat cu un fir cămășui de 15 livre, PB Products, culoarea weed, culoarea ierbii din apă, exact asta am folosit-o, și un cârlig PB Products Jungle Hook, da? Rigul este de aproximativ 20 de centimetri, 23 cred, un fir de păr apropiat. Hai să vă mai arăt o chestie cum las eu la Dunăre distanța la firul de păr. După ce mi-am fixat momela de cârlig, vin cu cârligul la nodul fără nod, da? Și fac această mișcare. Deci asta e distanța ideală pentru mine, undeva între 2 și 3-4 mm de la momela de cârlig până la vârful cârligului. Deci iau momela de aici și o aduc aici. Fără varnișuri de ghidaj, fără nimic, cârlige white gape, și iată prezentarea, este
destul de agresivă fără varnici de ghidaj, adică ca și cum aș avea un curve shank aproape, ca și agresivitate, iar eu totuși am beneficiile unui wide gape, ca și deschidere la curly. Asta este montura, asta mi-a adus trăsăturile în condiții extraordinar de grele, trebuie din punctul meu de vedere să o aveți în arsenal, pentru că, iată, nu știți ce găsiți. Iarbă, nu mănâncă peștele, curentul poate să fie ciudat sau puf și LED-core-ul poate să se încarce mai ușor, nu știți ce găsim. Eu întotdeauna când sunt pe un loc nou, încep cu cele două monturi, cu LED-core și cu cea inline și dacă e a treia, poate bag un momitor, cu diverse, că e cu mămăligă, că e cu flotante, un momitor. Și după aia îmi dau seama ce mă oferă apa și mă adaptez. Deci, asta este partea de prezentări, ca să spun așa, acestui episod. O să mai rămână suporții de la Kamasaki pe care vreau să vi arăt și în rest sper să vă arăt numai pești și grătare și lucruri frumoase. Mulțumesc. Hai să faci o lansare. Hai să fac și o lansare și în timp ce fac lansarea, haideți să vă spun că n-am făcut deloc risipă de bile la nădire. Efectiv pe zi, să zic, am dat câte o mână de bile pe fiecare lansetă, cu 10-15 metri în amonte. Suntem pe un canal, totuși, nu era nevoie de distanță, nu e nevoie de distanță mai mare, curentul nu e atât de puternic. Și cam atât, am deci nu am nădit deloc. Ce m-ai întrebat? Dacă schimb bila, că era... Da, bravo. Schimbă bravo. Bila. Hai să schimb repede și bila. Că era, ți-ai scos-o. Da. Așa, avem în buzunar, bineînțeles, tot ce ne trebuie. Bilele sunt baltacul, n-aveam niciun dubiu că nu vor prinde pește așa cum trebuie. Două trăsături din cele trei pe care le-am avut au fost la un minut după ce a picat plumbul în apă, deci... Și peștele meu tot la bilele baltacu. Da, și peștele tău tot la bilele baltacu. Nu, n-avem niciun dubiu, le găsiți pe baltacu.ro, le găsiți și la Claumar Pescar. Dacă vreți să susțineți proiectul, le puteți lua de pe baltacu.ro, unde găsiți și tricouri. Foarte mulți m-ați întrebat de acest tricou cu MILF, Man I Love Fishing. Pe baltacu.ro sunt mult mai multe astfel de tricouri cu mesaje amuzante, plus cu pescuit la Dunăre sau doar pentru dunăreni. Intrați acolo și dacă cumpărați de pe site-ul baltacu.ro și boilesurile, profitul meu este un pic mai mare, deci susțineți mai bine proiectul Baltacu. Dacă nu, este excelent dacă le luați și de la Claumar Pescar, nu am nicio problemă, le găsiți acolo, aveți încredere în ele. Credeți-mă pe cuvânt că sunt foarte bune, la Dunăre nu o să regretați. Fără risipă, câte o mână, două, la o oră, două, ziua și seara, o nădire un pic mai grea pe zonă mai extinsă și o să vedeți că o să aveți rezultate. Nimic complicat, fără risipă, un 10 kg de boilers vă ajung pentru o persoană, pentru 4-5 zile. 10 kg în bagajerie înseamnă mult mai puțin față de porumbul care trebuie să iei 30, 40, 50 de kg, care trebuie umezit ca să se scufunde, îl aduci uscat, îl fierbi, e chinul mult mai mare cu porumb și rezultatele din punctul meu de vedere, orice mi-ați zice, dacă mă înjurați, mă înjurați, vor tinde să fie mai slabe, pentru că porumbul este mâncat de toate speciile, deci vadul se curăță foarte repede, este mai ușor dus de curent pentru că e mai ușoară boaba decât o bilă și, bineînțeles, poate fi mâncată de plătică, de caras și avem trăsături false, ciuguleli sau chiar pește mic la cârlig. Și noi nu vrem asta când venim după crap în delta. Boiles ne rezolvă lucrurile astea. Cam asta e părerea mea de boiles versus porumb. Cu mămăliga e complet altă poveste, are rolul ei și timpul ei. E foarte important să simt cum se așează plumbul pe substrat, pentru că după două zile de pescuit aici mi-am dat seama că e o mare diferență atunci când se așează plumbul pe iarbă și când se așează pe pământ. Și atunci de fiecare dată după ce lansez, aștept... Cam asta e. De fiecare dată aștept să-l simt că s-a așezat și se simte într-un anume fel când se așează pe pământ. Iar dacă simt că s-a așezat pe iarbă, o scot și arunc chiar. Cam asta e parte din partidă și eforturile respective. Arunc, uitați, la 10 metri în amonte câteva bile. O să se ducă și aici, un pic mai la vale. Arunc și pragul aici la 4-5 metri de mal. Cam asta e tot ce fac. Mai mergem un pic mai sus, mai dăm câteva bile. Deci cam asta e tot ce fac după ce vin și o schimb sau în pește, dau câteva bile din mână. Nimic complicat. Și cam atât.
Deci fără risipă, fără nimic. Deci lucrurile astea sunt recomandările mele din toată inima. Revenim. Bă, mamă, ce faci? Da, dragii mei, în sfârșit, deci se pare că păia micii mai păcălim. Păia marii, ori rupturi, ori scăpați, ori... Bineînțeles că, iată, tot la Boiles, la Baltacu, o bil abia aruncată acum vreo 30 de minute, o înțepătură și nici nu-mi dau seama cum a reușit. Adios. Trimite-l pe tactul. Am absolut niciun fel de activitate la crap pe timp de zi. Pur și simplu am scos la 3 lansete 3 plătici. Robert s-a hotărât să treacă pe bucățică, pe peștișor viu și, bineînțeles, la o montură clasic elicopter, un biban absolut, absolut generos. Iată montura, se știe genul de montură. Nu știu dacă se vede ce puzderie de țânțari sunt dincolo de sită. Da? Cam asta e ora lor de vârf. Cam ăștia sunt, dar în restul zilei chiar e ok în luminiș. Vreau să vă arăt așa un pic și cu țânțarii care-i treaba. Sper că se vede, o să-mi dau seama acasă și eu. Aia e puzderie afară. Da, o să sper că se vede. Neața, oameni buni, iată că bate soarele pe noi și duminică, măcar atât, nu ne plouă, nu ne-a plouat încă, sper să o țină tot așa până marți. Ce să zic, ieri de la ora 2 aproximativ, absolut nici măcar un țac la lansetele de crap. După ce dimineață am pierdut acel pește un pic mai îmbrăcat în mal, apoi a urmat o serie de plătici, 3 plătici și un caras la fiecare lansetă, plăticile cam agățate de pe unde am reușit așa, erau săracele cam mutilate, n-am ce să le fac. Carasul agățat de gură regulamentar, nu foarte mare, dar destul de frumos. După aceea, absolut niciun țac la lansetele de crab, iarba a continuat să se pună, dacă nu le scoteai destul de des, la 45 de minute o oră, deja apoi riscai să se agațe. Peste noapte, la fel ca și ieri noapte, le-am găsit, așa cum vă zic, 2 dintre ele moarte, a trebuit să le rup, și 2 într-adevăr scoase, dar cu iarbă pe ele. Boilesul era încă acolo intact, deci pur și simplu nu am mâncat, cel puțin în prima parte a nopții, când poate încă nu se pusese iarbă pe ele, știi? Da, îmi fac datoria, dar fără mare chef, știți cum e, un pic demoralizat așa. În fapt, datoria, o să refac monturile din nou. Cred că iarăși o groază de plumb s-a dus și vom vedea ce urmează. Mă gândeam că astăzi să schimb un pic stilul, să nu insist așa ca nebunul pe crab dacă văd că el nu cooperează. E posibil să nu mai fie pe zonă, e posibil orice. Aș vrea să trec, am văzut ieri la Robert bibanii aia frumoși. Aș vrea să trec cu una sau două lansete pe niște bibani. În ideea în care dacă reușesc să scot un 10 bucăți, cine știe, până de seară, toată ziua, efectiv să stau de el. Cu boloneza să scot oblete, că am văzut că e foarte simplu și imediat răspunde obletele. Și să pun la peștișor viu, poate intră șalou, poate intră biban, poate intră ștucă. Da, de ce nu? Nu? Ca să avem puțin activitate. Ca mâine, dacă la fel crapul nu răspunde și nimic nu se mai întâmplă, mâine să fac poate chiar și o partidă exclusiv de feeder. Ideea este că pe mijlocul canalului, pe unde trec și bărcile, nu e iarbă. Simt cum plumbul pică pe substrat tare, pică ok. Problema e dacă dau prea departe, dau un pâlcur de iarbă, iar când recuperez, dau un pâlcur de iarbă. Când sunt valuri, această iarbă se dislocă, se mută și atunci e problema, se pune pe fire și așa mai departe. Da, cam asta este, ăsta e update-ul, cafeluța aici caldă și mă apuc să-mi fac monturile. Nu știu ce să zic, nu-mi găsesc așa vorbele în dimineața asta, vedem ce va fi. Aventurile cu Baltacu continuă, nu-i așa, Robert? Racu mai vine cu tine. Bună!
bună asta. Încă un cocoșat de Dunăre și ieri v-am zis că am luat unul la Boilers. Cărlig în gură, regulamentar. A tras după mult timp, asta într-un fel mă bucură. Nu am mai găsit iarbă pe fir când l-am scos acum afară, l-am scos curat. Și după atâta timp, na, se îmbună. Dar nu crap, asta este. Suporții de la Kamasaki îi găsiți pe Claumar Pescar ca suport somn Kamasaki, așa trebuie să scrieți. Altfel vă apar mulți alți suporți tot de la același brand, aceeași firmă. I-am așteptat în ianuarie, n-au fost pe stoc și știți că mi-am făcut pe ceilalți la comandă la prietenul meu Mihai. Ce n-am ținut eu cont? N-am ținut cont că noile mele lansete Cormoran la cotor au o nucă. Se aude stația pentru că am mișcat lanseta asta. Au o nucă, da? E, ce să vedeți, nuca asta mie nu-mi încape în suporții făcuți de Mihai la comandă. Și îi voi folosi pentru lansetele de somn, care încap foarte bine în acei suporți. Și pentru cormorane am zis, ok, dacă tot are apărut Kamasaki în stoc, o să-mi iau în sfârșit suporții pe care mi-i doream. Ați văzut, vedeți că încap foarte bine. 70 sau 76 de centimetri, nu mai știu exact. Pentru cotor aici, hai așa să arătăm un pic așa. Cu opritor, oprire pentru lansetă. Înălțimea acestui tub este de aproximativ 7-8 cm. Mi s-a părut că s-a auzit o lansetă. Un triunghi aici, dacă îl înfigem dincolo de triunghi, vă dați seama că nu mai iese nimic de aici. Este sudat, sunt tratați, vopsiți. Găsiți toate detaliile pe net. Aici este și un velcro ca să asigurăm suplimentar lanseta dacă avem nevoie. Putem să fim siguri că nu mai zboară de aici. Ce să zic de ei? Ce vreau să zic de ei este că, hai să facem așa o probă. În primul rând, sunt atât de duri încât cel puțin fix aici, dacă batem cu ciocan, putem să-i batem și cu ciocan. Doi la mână, ne ajutăm de picior fără probleme. Trei la mână, dacă ne lăsăm ca lumea pe aici și intră și triunghiul ăla, așa, și asta ar fi o poziție perfectă. Ia fiți atenți. Deci, ia ține un pic, Alex, da, ține camera spre picioarele mele. Sunt un pic înapă, ridică-te un pic, ridică-te. Deci eu acum stau cu 90 de kg într-un singur picior și nu reușesc să-mi plitesc de aici. Deci nu se mai pune problema cu nimic de suporți ăștia. Deci nici că-ți rupe lanseta dacă ai o lansetă din asta de la Cormoran. Nu există să-ți rupe lanseta. Poate să vină cine o veni. Eu am tras de ele. Mai degrabă se va rupe firul, se va freca, se rupe un vârtej, se rupe notul. Deci ăștia sunt suporții, sunt într-adevăr 55 de lei. Vă luați 4 bucăți pentru un set de genul ăsta de crap sau somn. Și nu mai dormiți bine noaptea. Deci nu mai aveți nicio problemă, că n-ați auzit clopoțelul, că nu știu ce. Puteți să găsiți foarte bine peștele în cărliga a doua zi dimineață, că n-are unde să duc. Dacă și restul monturii ține și așa mai departe. Deci vi recomand cu încredere, sunt pentru o viață, nu s-au îndoit deloc. Da? Nu s-au îndoit absolut deloc. După ce m-am suit pe ei și repet, din păcate pentru mine, poate și pentru nevastă mea, am 90 de kg. Dragici, la Alex. Tot la Boilers, nu? Tot ciortănică? Aaaa, pentru ăsta, mă! Păi da, să, nu? Tot avem și controlul lângă noi, o să facem și o eliberare de față cu controlul. A, din ăstea am luat mai mulți azi. Spre amici. Ciortan la 800 de grame, 700. Am adus. Da. Păi dar oricum le dăm drumul. La toți le dăm drumul oricum, că așa e legea. S-a dus bila. Da.
Tot un negricios. Tot un negricios. Ai și tu un telefon să facem și ție o poză? Na, eu n-am la mine. Foarte frumos. Da, oameni buni, avem controlul în tabără, ne scriu amenziile pentru campat. Am întrebat... Am întrebat cât ar costa dacă ne-ar prinde cu pește legal ca dimensiune. Dacă ne-ar prinde cu el în juvelnic. Concret, el poate să-ți dea între 200 și 600 și plătești jumate din minim, adică dacă plătești în 15 zile. Adică o să... Ștențele alea de la Kirhana, dacă da, e mai mare. Da, asta mi-a zis legea. Așa, dar în același timp, la mine pe canal ați mai văzut ce zice domnul Popescu, șeful federației, că toate astea se pot contesta, că dacă ești afiliat la club sportiv de pescuit și ai permis de pescuit sportiv de la club și de la federație, poți și reține 5 kg, cum era acum un an, doi. Nu mai știu adevărul, dar decât să stai să te judeci pentru o amendă, cam asta e. Da. Cam asta e din oricum. Vreau să vă mai zic un pic despre bateria asta externă, este de 40.000 de miliamperi cu afișaj electronic de la Romos. Eu am de la un băiat, un prieten, care poate să vi le dea sigilate mai ieftine decât în comerț puțin. Nu vorbim de preț, vă zic doar că sunt mai ieftine decât în comerț, fiecare poate să negocieze pentru el, poate luați mai multe, poate obțineți un preț mai bun ca mine. Vreau doar să vă zic că sunt mai ieftine decât am văzut eu pe net, cu 10, 15, 20, 25% mai ieftine, da? 40.000 de miliamperi, mă chinui să o descarc, trebuie formatată, prima oară întâi o descărcați la maxim. Încărcați camera de nu știu câte ori cu ea și telefoanele și tot, vă ajunge pentru multe chestii. Detalii tehnice mai găsiți pe net despre ea, ce să zic, două USB-uri, un USB-C din ăsta pentru încărcare și clasic și așa, că nu mă pricep foarte bine la mufe, dar cred că le-ați văzut și ați înțeles ideea. O recomand cu încredere, o să las numărul de telefon al băiatului pe ecran. Dacă sunteți interesați, dați un telefon și discutați, cum să zic, fiecare pentru voi, așa, da? Dincolo, ia, pe fundal se vede baristolul nelipsit și a făcut treaba aseară. Da, cam asta este, sper să vă ajute și informația asta. Și când, oricât de mult te-ai strădui, trebuie să ai și puțin noroc în viață, cam asta este. Plătică când degețelul la două bile. E ăsta a prins, scuzați-mă. Da, asta este, mai încercăm ultima zi, mai râdem, mai glumim. Revenim. Ultima zi, ultimul glonț, este luni și mâine dimineață plecăm, deja nu se mai pune. În continuare, noaptea nu se poate pescui, vreau să vă arăt aici ce am scos azi noapte. Efectiv, toată insula asta mare de buruieni, era chiar mai multă de atât, dar jumătate a rămas pe apă după ce am scos eu firul. Mi-a plecat pe ran în toiul nopții, deci toată chestia asta a plecat așa cu frâna. Doamne, când am auzit, zic, gata, jackpot în toiul nopții, m-am scos. Am ieșit alergând la lansetă și din păcate iată ce am găsit. Așadar, e clar că, iată, și acolo la celelalte lansete, deci absolut toate erau încărcate. Noaptea nu se poate pescui, e clar, ne luăm adio și ziua trebuie schimbate foarte des, verificate foarte des. Mai trec și multe bărci care dislocă de pe substrat atât iarba cât poate și plumbii noștri. Sunt câțiva care nu prea țin cont că suntem și noi pe mal și chiar trec în viteză mare de tot cu motoarele în blană. Și lucrul ăsta chiar ne afectează. La o oră, o oră jumate trebuie schimbate. Abia verificăm și boilesurile care, mă rog, pe apă atât de caldă, e logic că se duc, se topesc de repede. Mai sunt și ciugulite de plătică sau caraș și așa mai departe. Ăsta e update-ul. Mai multe n-am avut ce să facem. Cineva m-a întrebat după live-ul de aseară dacă, de unde știm când am scos maximul dintr-o zonă. Că am spus eu că na, vrem să scoatem maximul dintr-o zonă. Dacă suntem pescari care urmărim adrenalina mari capturi sau adrenalina dată de un drill cu un pește mare, da, suntem datori să scoatem maxim din orice loc, să ne gândim dacă puteam face mai multe. În cazul meu, din punctul meu de vedere, toată noaptea a fost ieșită din calcul, în fiecare noapte aceeași problemă cu iarba, deci nu se putea practica un pescuit mai mult de o oră jumate, după care noi dormind, iarba era pe fire. Aici nu consider că puteam face ceva mai mult. Pe zi, în schimb, am observat după 3 zile un tipar al trăsăturilor, majoritatea au venit între 8 și 12, 1 maxim, după care până a doua zi dimineață absolut nimic. Bun, având acest tipar de trăsătură,
putem să-l verificăm poate și cu alte informații din alte surse, să vedem dacă mai sunt pescari pe mal, să vedem dacă și ei au observat același lucru. Și atunci trebuie să ne focusăm foarte mult pe chestiunea asta ca să scoatem maxim din zonă. Da? În cazul meu, un pește pierdut în mal, n-am reușit să-l ridic, deci clar nu era de 800 de grame ca ceilalți. Și o ruptură la feeder pentru că nu mă așteptam și chiar nu mă gândeam că poate să fie o trăsătură atât de violentă pe feeder în mal, în gălăgie, la tabără aici. Dacă aș fi scos cei doi pești, practic aș fi scos toate trăsăturile pe care le-am avut. Da? Și cum noaptea nu putem pescui, aproape că probabil aș fi spus marți la plecare că am scos maxim din zonă. La asta m-am referit și pe live. Trebuie să, după multe partide, capeți experiență și îți cam dai seama ce înseamnă să scoți maxim dintr-o zonă. Asta vreau să spun aseară pe live, am explicat-o și aici. Dacă aș fi scos cele două trăsături, aș fi scos maxim de pe zonă. Acum, în cazul meu, bun, de ce am pierdut acel pește mal? De ce e și cârligul din gură? Cam asta trebuie să ne gândim, nu? Păi sunt mai multe variante. Cârligul a fost de vină? Cu siguranță nu. Folosesc un cârlig premium, știți, PB Products. Montura corectă, corectă, ca lungime, probată, lanseuri, nu iese încurcat și mai departe. Singura explicație rămâne că felul în care s-a așezat pe substrat, deci un lanseu mai slab, mai prost, nu s-a așezat bine, n-am așteptat să așez firul montura corect pe substrat, a făcut ca rigul să stea poate puțin într-o poziție nenaturală, iar absorpția a fost greșită, l-am agățat foarte puțin de buză și mai departe. Deci cumva, asta încercam să spun și aseară pe live, pentru cei care ați văzut și live-ul și vedeți și episodul ăsta, cam asta încerc să zic, că după fiecare partidă trebuie să încercăm să ne dăm seama unde am greșit, să fim mai buni, să nu mai avem 7 trăsături și doar 2 pești scoși. Da? Cam asta este. Cu dimensiunea, cu selecția, o facem după ce ne asigurăm că am scos întâi toți pești. Da? Și atunci scoatem maxim dintr-un loc. Cam asta vreau să spun și dimineața asta, sunt destul de lucruri pe care le-am prezentat, din păcate puțin acțiune, asta este. O să mai iau azi câteva peisaje, cu toate că este norat, ne așteaptă ploaie și mâine o încheiere, dacă nu mai avem niciun fel de acțiune azi, mâine o încheiere. Vă salut, toate cele bune, revin! Să găsesc din ciovă. Uite-l aici în copac. Este domnul Cătălin? Da. E tot bine. E agățat de burtă. Era frumos să fie și mai mare un pic. Băi, dar trăsătura frumoasă. Mă bucur că am văzut de la început. Da. Ce facem? Am crescut talia și iată că în ciuda faptului că nu am avut deloc prezentări, trăsături și mai departe, am schimbat tot felul de nebunii. Mamă, dar iată, dădea cu botul pe patul de nadă pe acolo și pur și simplu a luat de aripioară. Punca fără să aibă treabă cu cârligul. Da. Asta înseamnă. Asta înseamnă. Da, este și el un frumușel de eliberat, o să le eliberăm frumos. Am avut cu siguranță doi pești mai mari, cred că am zis-o tot filmul ăsta, nu știu cum o să fac montajul. Din păcate pe cei mai mari n-am reușit să-i scot, rușine mie, mai am de învățat și de exersat, știi, vorba. Goodbye. Arată-le pești la tui. Nu mă așteptam să fie atât de desfăcută frâna. Am lăsat-o desfăcută, că... Da, desfăcută, tată! Să ducă păran, să murim un pic. Stai că e mai nervos decât te aștepți și la cât de mic ești. Hai, ia, ne-ai văzut la față? Hai mă, că poate. Uite, seară. Da. Vezi? Da.
Asta este. Asta. Așa, aș muri. Gata, boss, bă. Era la pământ, băi. Ce dracu m-a scăpat iar. Mamă, mamă, de ce a scăpat, băi? Era la pământ, băi. Mamă, cum a dat în ea, dar... Mare nu mi-l mai da. La lansetă, la două bile, baltacu, hopa. Zi-mă, a dat în ea așa? Hai, scoate-l ușor, cu grijă. Asta e, dacă e cel mai mare al partidei, ce să zic, îl las norocul tău, chiar că e la lanseta mea, la montura mea. Joacă-te ușor cu el. Hai, ăsta e norocul tău, că erai la, ești bucătar și meri să scoți un pește mare. Dă, Doamne, să fie peștele partidei, dar în sensul că o să aibă un kil jumate în loc de 800 de grame. Asta vreau zic când zic peștele partidei, știi? Nu, că e clar că nu e mare, că dacă era mare până acum la Malte, făcea muci. Da, nu e. Nu e mare, e tot. E tot din aceeași categorie. Aha. Ce? Bă, la două bile, bă, nu mă, asta avem în față, frate. E măricel. Nu, mă, e mai mare. E mai măricel, la două bile, dar asta avem în față. Și două bile baltacu, da? Da. Asta e. Da, uite-l ce lovit este. A fost mușcat, asta era nădărăpitor. Da. Da, e cel mai mare, de până acum, la un kil și 300, cred. Mamă, dar e de curând. Mușcat. Ce palmă mi-a dat! Mai ai pățit tu cu tenul. Vai de mine, da. Da. Înțepat. E, uite pe lângă mâna ta, e cel mai mare. Uite, mă, ce vezi, mă, trebuie să te las pe tine până acum, mă, pui mei, că uite așa scoate și noi un pește de peste kil. Da, ușurel, asta e. Bravo. Așa, întoarce-l cu fața curată și tu spre noi. Te felicit. Invers, că e murdar aici, e săracul rănit. Să vadă lumea. Așa, uite așa. Ăla e. Frumos. Fiind și rănit și trebuie și fiind și obligați de lege, trebuie să le liberăm și pe asta. Evident. Evident. Bye bye, my friend. Oameni buni, a venit momentul să ne luăm și la revedere, dar ca de obicei vă rog să nu închideți încă filmul. Ce să zicem, o partidă cu de toate, ciudată, extenuantă, frustrantă. Cam asta este perioada la Dunăre, iunie-iulie, nu avem ce face. E bine încă o dată să plecăm de acasă atunci când condițiile sunt ok și nu când avem concediu, băieți. Cam asta este, eu oricum mă bucurat de ieșire. Ciortanii ăștia micuți mi-au făcut așa plăcere până la urmă.
Avem aici niște ciuguleli la, la boile de plătică. Și ce să zic, cam asta a fost. Alex, cum ți s-a părut? Cum ți s-a părut cu mine? Da, în primul rând o plăcere alături de tine. Mă locul bucur, superb, bucur, într-adevăr. Ieșirea foarte frumoasă. Acum că au lipsit capturile majore, nu e nicio problemă. Perseverăm, că asta trebuie să facem. Asta facem ca pescari și oricum trebuie spus că nu e perioada capturilor majore. Până la urmă nu trebuia să avem așteptări mari. Într-adevăr, ne-ar fi plăcut ceva pe la 2, 3, 4, 5 kg și poate chiar am avut vreunul în cârlig, dar nefinalizat. Vina noastră, trebuie să exersăm, să insistăm, să încercăm după fiecare partidă să învățăm ceva. Și da, plătica aia vrea să țipă la noi să scoatem. Dar nu, nu vreau să stric încheierea, o să-l rog și pe Robert să-mi zică trei cuvinte. El a pescuit exclusiv din barcă, să spun așa, doar la bibanii de pe mal a fost mai activ. Cum a fost Robert în barcă? Da, a fost mai cu speranțe. N-am, recunosc că n-am muncit ca voi zona de tabără, mai ales că era suficient acoperită. Practic eu pescuiam între băieți. Dacă era să, cum zice Baltă, că scoatem maxim din, din loc, îl scoteau ei oricum. Eu practic dădeam un pic între ei. La tabără doar m-am jucat la niște bibani și în rest mi-am încercat norocul din barcă. Nu m-am plictisit, am luat somotel mult, dar mic. 5, 6, poate 700 de grame, dar atât. Și na, măcar o să vedeți un cadru cu un peisaj superb la apus. Da, da, și câteva cadre pe telefon ai luat, o să aștept să-mi trimiți filmările. Nu te scot, nu te scot că nu ești crap. Da, că, cred că atât, n-are rost să ne mai lungim. A plouat în ultima dimineață, evident, strângem, totul e ud, norocul baltacului. Adică, fii atent, prognoza de vineri până marți era ploaie în fiecare zi, nu ne-a plouat decât la plecare. Și pe barcă să ajungem uzi. Și pe barcă uzi. Când am ajuns, da. Să ajungem uzi. Deci să ajungem uzi cu bagajele clasic, une. Clasic, da. Abia aștept să mă întorc, urmează partide frumoase alături de Adi, vine și Adi din Anglia, bineînțeles și de Ionuț. O să apare și o video în peisaj cu, pentru că vine vara și avem nevoie de panoului solar și de lada care face rece. Ovidiu, trebuie să o zici pe cameră. Da, Ovidiu, te așteptăm cu drag. Bineînțeles că o să urmeze Delta de 10 zile în septembrie. Urmează multe partide la Dunăre și din Delta anul ăsta. Asta e sezonul, profităm, ne întoarcem cu drag și pe bălți, pescuitul bălților, dar la vremea lor, spre sfârșitul sezonului și, bineînțeles, în primăvară. Ce să zic, sper să nu treacă anul repede și mai mult de atât. Mi-am făcut treaba în fiecare partidă, însă au lipsit până acum capturile frumoase. Sper să, până la sfârșitul anului, să apară și ceva așa de poză, de înrămat și la baltacul în mâini. Și cam atât. Fire întinse, un an plin de capturi majore, nu uitați să dați un like, un share, orice întrebare în comentarii, dacă aveți pentru mine, pentru băieți, o să vă răspundem. Cam atât, da? Fire întinse. Pa! 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 Să nu vă uitați! Cel mai important bagaj, gunoiul, niciodată!